Recent, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Carmen Hărău ar urma să se înscrie în Partidul Aur și să părăsească barca PNL. Nimic mai fals, spune chiar fosta senatoare PNL. Mai mult decât atât, Carmen Hărău a declarat pentru Mesagerul Hunedoren că, citez, stau cam de multă vreme cu Batista pe țambal. Am evitat să vorbesc public despre politica plină de capricii, de frustrări pe care o face Vetuța Stănescu încă de când a pus-o Ludovic Orban pe scaunul de președintă. Mă întrebați ce-i cu povestea asta cu transferul meu la alt partid? Eu m-am mai confruntat cu asta. M-am mutat pe parcursul activității mele politice, pe la PSD, pe la ALDE, după cum băteau vânturile. Intoxicări. În general, cei care lansează astfel de zvonuri pe seama cuiva sunt colegi interesați de decredibilizarea acestuia în fața membrilor și simpatizanților propriului partid. Iar dacă m-ar lovi, iar pofta de prima linie politică, vă asigur că am destule argumente în activitatea mea anterioară, notorietate și favorabilitate electorală, să candidez pe listele PNL. Nu am nevoie de altă platformă politică, dar nu voi candida. Atunci când am decis să mă retrag, cu fruntea sus și cu obrazul nepătat, am închis acest capitol din viața mea, a declarat Carmen Hărău pentru Mesagerul Hunedoren. Antreprenoarea, fostă senatoare din partea Partidului Național Liberal, a mai declarat că de când Vetuța Stănescu este președinta organizației județene a PNL, ea a fost exclusă de pe toate canalele de comunicare de la nivelul partidului. Este de notorietate faptul că Hărău a avut un cuvânt greu de spus în politica hunedoreană și românească, iar atunci vine întrebarea firească. O fi fost eliminată de actuala președintă de teamă? Din orgoliu? Este o întrebare la care cu siguranță se va găsi și un răspuns la un moment dat. Stau cam de multă vreme cu Batista pe țambal. Am evitat să vorbesc public despre politica plină de capricii, de frustrări pe care o face Vetuța Stănescu încă de când a pus-o Ludovic Orban pe scaunul de președintă, despre felul în care încearcă să-i determine să plece pe toți cei care nu-i tolerează mediocritatea, despre faptul că pur și simplu m-ai excluse de pe canalele pe care circulă informația în partid, deși fac parte din biroul județean și am dreptul să particip la ședință. Din păcate, unii n-au suficientă anduranță și au ales să plece. Îi rog pe colegii mei liberali și pe hunedoreni să aibă încredere în forța PNL, acest partid frumos care merită iubit de a se scutura de impostori, a mai declarat liberala Carmen Hărău.